V-am zis eu că mi s-a părut că Alexandru este interesat de Maria atunci când aceasta a fost invitată a lor la cină. Ei, bine, se pare că am avut dreptate și că acest lucru a fost observat și de către Cristina, care, mai că nu a făcut o criză de gelozie după cum ați văzut, este o persoană extrem de geloasă, a și recunoscut acest lucru, a discutat acest subiect foarte deschis în față cu fetele, i-a spus și Mariei ce crede, chiar și Maria a spus că a văzut că Alexandru o place, cu toate că Alexandru nu a recunoscut acest lucru în live, spunea că este atras și focusat doar pe Cristina, că rezonează foarte bine cu ea și nu are pe nimeni în, pe locul al doilea cum ar veni, pentru că nu poate să pună pe nimeni în planul secund, dar că deocamdată este doar îndreptat asupra Cristinei. Da, mie mi s-a părut puțin deplasată reacția Cristinei și modul cum a spus ea că a reacționat dacă cineva s-ar uita la iubitul ei. De asemenea, inclusiv faptul acesta că o deranjează că îi se pare că Alexandru este interesat și de alte fete din casă, o deranjează foarte tare, mă rog, pare că este genul acela de fată extrem de, de geloasă și de dominatoare. Cu toate că mi se pare că cei doi, respectiv Alexandru și Cristina, se potrivesc, sper să nu îl deranjeze pe Alexandru acest lucru pe viitor.